Viteza i-a luat viața. Un tânăr de 22 de ani a murit după ce a intrat cu mașina într-un camion în preajma localității Peresecina. În urma impactului, autoturismul s-a rupt în două, iar cele două vehicule au luat foc, alegându-se scrumul din ele. Celălalt șofer a scăpat cu viață, fiind rănit ușor. Tragedia a avut loc în această dimineață pe traseul Chișinău-Orhei. Mașina de model Opel Omega venea dinspre Chișinău. Lângă Peresecina, într-o curbă periculoasă, șoferul a intrat cu viteză pe contrasens și s-a ciocnit de un camion încărcat cu țiglă metalică. Lovitura a fost atât de violentă încât mașina practic s-a rupt în jumătate. Partea din spate a rămas aici, iar cea din față a fost târâtă aproximativ 20 de metri de către autocamion. În urma impactului, șoferul a fost aruncat pe carosabil și a murit pe loc. Partea din fața Opelului a rămas prinsă de cabina camionului, iar în scurt timp a izbucnit un incendiu. La fața locului au intervenit pompierii cu două autospeciale. Au lichidat incendiul care a cuprins cabina autocamionului Mercedes în aproximativ 5 minute. În urma incendiului, șoferul autocamionului nu a avut de suferit, iar pompierii au stat la fața locului pentru paza antiincendiară. Poliția spune că vinovat de producerea accidentului se face șoferul mașinii Opel, care conducea cu viteză excesivă. Nu cunoaștem cu exactitate care a fost viteza. Era peste normă, adică mai mult de 90 de km la oră. În urma accidentului, o bandă de circulație a fost blocată, iar în zonă s-au format cozi kilometrice de mașini. Mai mult, la doar câțiva kilometri distanță, s-a produs un alt accident. Două mașini care circulau pe aceeași bandă s-au ciocnit după ce unul din șoferi a încercat să intre la o benzinărie. Lovitura a fost, da, puternică. S-a coborât șoferul de la Golf, îmi durea capul, a căzut jos. Și a fost ajutor din partea șoferilor care pe împrejur. Celălalt șofer a scăpat nevătămat.